Bună seara, mă numesc Melinda Țuțuianu și în această seară deschidem seria emisiunilor Transparent Politic. Această primă ediție este prezentată și moderată de mine, urmând ca pe viitor la acest microfon să vină în fața dumneavoastră și alți moderatori, persoane din presă. Deschidem cu domnul Ciprian Chiricheș, consilier local din partea PNL Brașov. Bună seara, domnule Ciprian, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă spun bună seara dumneavoastră, spectatorilor care urmăresc această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Chiar mă simt onorat că împreună cu mine veți debuta cu această nouă emisiune în Brașov. Este prima dată când ne vedem în față, față în față. Corect. În trecut am avut anumite dispute, niște neînțelegeri. Bine, când e vorba de anumite abordări tematice, vorba despre campanii electorale duse pe internet, timpul a evoluat, am ajuns și noi cu totul într-o altă dimensiune, să spun așa, și bineînțeles că campania s-a dus mai mult pe Facebook și acolo, într-adevăr, poate au fost mici altercații, să spunem noi, dar peste care cred că se poate trece fără niciun fel de problemă. Da. Domnul Chiricheș, știu că dumneavoastră sunteți absolvent... Exact. La drept. Da. Bunean, cum vreți să mă întrebați de drept. Da. Da. Chiar de drept, da. Asta ar fi fost și un motiv pentru care v-am invitat să dezbatem problemele apărute în ultima perioadă în oraș. În special ultima ședință de Consiliu Local. Corect, corect. Și aș dori să vorbim despre legalitatea sau ilegalitatea cu care... Da, s-au propus anumite materiale în Consiliu Local. Da, ce pot să vă spun? Vreau să vă zic că am acceptat în primul rând ca să vin în echipa Consiliului Local și în special echipa PNL pentru a încerca să aduc un plus prin prisma experienței pe care totuși am acumulat-o atâția ani de zile în administrație locală și pot spune că într-adevăr au fost anumite momente în care am luat parte la anumite decizii care s-au luat și au dus această cetate într-o anumită direcție. Drept urmare, din acest motiv am venit și în Consiliul Local și împreună cu colegii mei dorim să facem anumite lucruri, bineînțeles, benefice pentru oraș, lucruri care trebuie să le găsească într-o formă sau alta într-o echipă. Dumneavoastră faceți referire probabil la subiectul care s-a discutat foarte mult pe sticlă în ultima perioadă și numai și în presă. Despre amural. Da, despre amural. Tot ce pot să vă spun este că acest proiect a fost prezentat în Consiliul Local, a fost propus pe ordinea de zi de către domnul primar. Un proiect care a ridicat foarte multe semne de întrebări datorită faptului că înainte de a se intra cu el în Consiliul Local, au fost câteva discuții în spațiu public, precum că acolo această asociație ar fi funcționat în acele catacombe, în acele spații, fără niciun fel de accept de la primărie. De aici a plecat startul, au luat start, zicem așa, toate discuțiile divergente, să zic, în care au dus până într-o anumită zonă și un anumit punct. Da, într-adevăr, acest lucru a provocat un scandal între viceprimarul Flavia Boghiu și restul consilierilor din partea PSD și PNL. Bun, acum revenim iară la experiență și la modul de abordare a lucrurilor în plenul Consiliului Local. Se vede foarte clar că partenerii noștri de alianță, care avem oarecare colaborare, pot spune că ei probabil că își doresc ca anumite lucruri să se întâmple în Brașov. Trebuie să recunoaștem că și situația pandemică ne-a afectat inclusiv pe noi și am fost vitregiți din punctul de vedere al multor evenimente care nu s-au întâmplat în Brașov. Acum poate o înțeleg pe doamna Flavia Boghiu că a dorit, într-un exces de zel, să încerce să promoveze anumite evenimente în Brașov, doar că se vede lipsa de experiență administrativă, suport juridic, care au dus la acest haos. Am înțeles că dânsa a considerat că este o oportunitate încheierea unui parteneriat cu această asociație. Da, tocmai asta este ideea. Dânsa a venit în fața consilierilor locali și a propus, materialul a fost propus, cum am spus, fiind pe ordinea zi de către domnul primar, conform codului administrativ. Dumnezeu a susținut în Consiliul Local acel material. Probabil că
îi cunoaște pe domnii de la Mural. Spun acest lucru întrucât tot din media am văzut că în momentul în care s-au deschis acele catacombe, dumneaei a fost personal și a inaugurat deschiderea catacombelor cu lux de amănunte, cu program. Chiar ne-a încurajat să vizităm. Chiar ne-a încurajat să vizităm și cred că dumneaei are o strânsă colaborare cu această asociație a Mural. Dumneavoastră ați fost unul dintre consilierii foarte, foarte vocali la acea ședință și v-ați opus categoric. Bine. Să votați. Da, bun, foarte vocal. Și deci noi formăm trei grupuri. Grupul SR, grupul PNL, grupul PSD. Fiecare grup se întâlnește înainte de Consiliul Local în comisie și acolo dezbat toate materialele. Și vreau să spun că chiar dacă în Consiliul Local nu sunt discuții așa spumoase, să spun așa, ele totuși se fac în cadrul comisiilor. Și fiecare consilier local, vă spun că și are punctul de vedere și punctează unde trebuie și cum trebuie. De ce s-a ajuns la acest lucru în Consiliul Local? Tocmai din cauza faptului că doamna Flavia Boghiu, simțind faptul că noi consilieri locali cerem anumite detalii, dumneavoastră a intervenit în plenul ședinței Consiliului Local, susținând vehement acel punct 30, dacă nu mă înșel, era pe ordine de zi, pe punctul numărul 30. Okay. Eu, în calitate de coleg, vis-a-vis de colegii mei din PNL, și nu numai, și vis-a-vis de colegii din Consiliul Local, nu puteam să nu le aduc la cunoștință faptul că suntem pe marginea foarte sensibilă a legii în care am fi putut fi copărtași la un lucru care s-a întâmplat în trecut. Și le-am cerut colegilor mei și colegilor din Consiliul Local ca să se abțină la acel punct, eventual chiar să voteze împotrivă, pentru că ne-am fi dus într-o zonă în care, iară, tot dintr-o lipsă de experiență și dintr-o lipsă de abordare juridică totală, s-a ajuns într-un subiect similar cu situația parcărilor din Brașov. Trebuie să spunem și aici, chiar dacă suntem parteneri, îi înțeleg, îi susținem demersurile dumnealor, dar trebuie să înțeleagă că în momentul în care greșești un lucru, răspunzi. Ori nu poți să tragi la răspundere și pe cel de lângă tine care te susține. Noi ne-am delimitat de data aceasta și am lăsat pe dumnealor ca să hotărească cu privire la acel material. Bineînțeles că vorbim în Consiliul Local a fost defavorabil și slavă Domnului că acest material nu a trecut. Da, haideți să vă invit să urmărim imaginile video de la ședința de Consiliu din data respectivă. Mulțumesc tocmai pentru că m-ați menționat. La interpelarea pe care ați depus-o și înregistrat-o ședința trecută, văd că vi s-a răspuns semnat de către domnul viceprimar. Deci la interpelare avem un răspuns și mai avem în discuție proiectul de hotărâre de astăzi legat de protocolul de parteneriat cu cei de la Asociația Mural. Așa cum a fost stipulat și în protocolul de parteneriat, există un contract de finanțare pe un proiect depus în septembrie 2020 de către cei de la Asociația Mural, o finanțare de la cei de la FCN și o solicitare pe care aceștia au făcut-o către primărie. Există apoi un raport de evaluare privind catacombele, înregistrat la Primăria Brașov, achiziție făcută de Primăria Brașov, pentru că aceste catacombe nu erau până acum în inventarul municipiului Brașov. Astfel că odată cu această solicitare am reușit și să le trecem în inventarul municipiului Brașov și de acum, așa cum venim cu acordul de parteneriat în fața dumneavoastră, să le putem exploata. Așa cum spuneam legat de proiectul de finanțare pe care l-ați avut nominalizat și în acordul de parteneriat și parte din documentația care a stat la baza proiectului de hotărâre, încasările pe care asociația le face merg către cheltuielile pe care le are cu funcționarea activităților culturale din cadrul catacombelor, așa cum o stipulează și raportul de evaluare pe care l-a recepționat primăria și care a stat la baza protocolului cu care venim astăzi în Consiliu. Aceste catacombe au destinația de spațiu expozițional. Există și concluzii care ne spun că se pretează, având în vedere considerentele privind cea mai bună utilizare și a indicilor, că se pretează de a fi introduse în circuitul turistic și pentru muzeu underground. Legat de prezența mea la acea inaugurare,
Am între atribuții cultura, evenimentele și turismul, sprijin inițiativele locale și mi s-a părut de bun augur să sprijin un proiect care este foarte bun pentru Brașov, care a ajuns în presa națională, un eveniment desfășurat de o asociație cu istoric în Brașov și care a pus Brașovul pe hartă fiind primul muzeu din România. Deci astăzi, în Consiliul Local, votăm pentru oportunitatea să devenim, să formalizăm, să devenim partener al acestei inițiative, prin punerea la dispoziția spațiului care este acum înregistrat în inventar. Ceea ce este un lucru foarte bun pentru municipiul Brașov, astfel că el poate fi de acum exploatat așa cum trebuie. Mulțumesc și legat de restul întrebărilor, îl las pe domnul viceprimar să vă răspundă. Mulțumesc! Și pe domnul Manolache, după aceea, domnule Pătrașcu. Stați o secundă, îmi cer scuze, domnule președinte, dar doamna viceprimară a făcut o afirmație pe care nu e corectă. Păi vă notați, vă rog, și la sfârșit, ca să aibă toată lumea timp să, cum își notează și colegii. Da, nu este normal să facem totuși un schimb de replici. Vă rog. Mulțumesc. Deci mi-a spus că am primit un răspuns. Să știți că n-am primit niciun răspuns până acum. Vă rog frumos, dacă l-am primit, să-mi faceți dovada că l-am primit prin semnătură. Că eu tot ce primesc și așa mai departe, l-am primit prin semnătură. Da? Doi la mână. Cred că nu m-ați înțeles ce am afirmat, doamna viceprimară. Eu am afirmat următorul lucru. Această asociație timp de 2 luni de zile a funcționat ilegal. Ca să ne înțelegem foarte clar cum stau lucrurile. A încasat bani ilegal. Și dumneavoastră, la acest moment, doriți să continuați cu această asociație. Asta am afirmat. Dacă puteți să răspundeți la ce am afirmat, am înțeles. Dacă vreți să faceți declarații politice, să-mi spuneți ce vreți să faceți pe mai departe, sunt alte discuții. Dar la acest moment, nu aveți contract cu această asociație care a funcționat timp de 2 luni de zile și a încasat bani. Am răspuns de la poliția locală că în data de 18 sau de la dumneavoastră, 11 august, această asociație și-a închis activitatea acolo. Nu mai funcționează din data de 11 august. Deci, această asociație a funcționat ilegal, iar dumneavoastră doriți să continuați cu această asociație mai departe, ceea ce nu este în regulă, ceea ce vreți dumneavoastră să faceți. Asta am spus, asta am afirmat și dacă puteți să răspundeți la ceea ce spun eu, nu la ce vreți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog, domnule primar. V-am notat și pe noastră, domnule președinte. Domnule Pătrașcu, vi s-a spus și de către domnul președinte, s-a așteptat până la final domnul viceprimar Rusu. Așteptați răspunsurile și pe linie tehnică și discutăm calm, așezat, după ce le aveți. Mulțumesc! Ok, atunci pentru domnul Chiricheș, vă rog, aveți Da, este o situație destul de delicată, care presupun că va fi rezultată cu un dosar destul de delicat și pentru a evita o situație cum a fost și la PMP, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință câteva elemente importante. Cred că putem vorbi acolo despre o faptă de natură penală. Spun acest lucru pentru că este vorba despre un imobil ce se află în zona istorică și dacă face referire la legea 50/91, o să putem constata că lucrările care se desfășoară anumite imobile în zona istorică, în latura procesului verbal de constatare, acestea sunt trimise spre soluționare poliției în general pentru începerea urmăririi penale cu privire la lucrurile săvârșite acolo. Vreau să vă spun că odată ce se constată acest lucru, pentru că fapta de a executa nelegal lucrări de construcție nu se consumă printr-un simplu act de exercițiu, ci este continuă, termenul de prescripție al acestei lucrări începe de la momentul în care aceasta se constată ca fiind într-o formă neautorizată. Ori noi suntem într-o situație în care organul care ar trebui să constate acest lucru este chiar Primăria Brașov. Acum, pot spune că această infracțiune nu se consumă imediat, ci doar în urma unor măsuri complementare de, nu știu,
aducerea imobilului la stare inițială, de, ce știu, desfințarea autorizației respective, etc. Așa că, dragi colegi, sfatul meu pentru dumneavoastră este ca privire la acest punct să vă abțineți, eventual să-l respingem, pentru că dacă noi am votat acest material, ne-am face copărtași la o formă continuă a unei infracțiuni și dacă, eu cred că dacă se continuă mult mai mult dezbaterea pe acest lucru, probabil că ar trebui să sesizăm alte organe care ar trebui să cerceteze această speță. Vă spun acolo că acum acolo, din câte am observat, se consumă curent și primăria plătește factura la curent în acest moment. Chiar dacă noi acum vrem să legalizăm sau să punem în operă, din punct de vedere legal, pentru un eveniment bineveniți de altfel, dar este vorba despre aceeași persoană juridică care a desfășurat activitățile acolo și înainte, consider că ne facem copărtași la acea infracțiune care s-a săvârșit mai devreme. Repet, nu este o, n-avem un răspuns oficial al unei instituții ca să spun că este vorba despre un dosar penal, dar dacă am sesizat Curtea de Conturi ca să verifice cu privire la ce s-a întâmplat la acel moment și cine și cum și cine a deschis, eu cred că suntem pe marginea unei situații, să nu zic a unei prăpăstii foarte delicate și aș prefera ca să nu fim duși iar într-o situație în care am fost cu PMP-ul și după care să ne plângem că avem iară situații în care le, mă rog, într-o succesiune de procese, cheltuim o grămadă de bani și în concluzie o să pierdem iar noi la nesfârșit. Așa că eu, sfatul meu este atât pentru dumneavoastră, dar în special pentru colegii mei din PNL, este ca să se țină cu privire la acest material, fiind un punct destul de sensibil și nefiind elucidat, ne dându-se răspunsurile necesare colegilor din Consiliul Local și numai lor, cât și mie. Vă mulțumesc! Domnule consilier Chiricheș, ce v-a determinat să vă opuneți? Vorbeați de niște ilegalități? Păi, dacă atunci aveam ușoare întrebări vis-a-vis de acel spațiu și la acea situație, pot spune că acum am niște certitudini. Într-adevăr, repet ceea ce am spus și în Consiliul Local, de fapt argumentez, faptul că acea asociație a funcționat acolo timp de 2 luni de zile ilegal, exact cum a spus colegul în Consiliul Local, iar eu bineînțeles că am îndrumat colegii ca să nu aprobăm acel punct, întrucât ne-am fi făcut copărtași, cum am spus și în plenul Consiliului Local, de anumite ilegalități. Care sunt, de fapt, ilegalitățile care le putem constata acum, ulterior, discutând la rece, să zicem așa? În primul și în primul rând, acolo a intrat o persoană juridică, se desfășoară o activitate. În cazul nostru este vorba despre o asociație. Care este o asociație non-profit? Sunt două aspecte care se despart la un moment dat. În primul și în primul rând, autorizația de funcționare pe care o eliberează Primăria Brașov, iar în al doilea rând, conform legii 50, legea locuinței din per 91, orice modificare care aduce unui imobil trebuie să fie supusă unor proceduri de autorizare. Ba mai mult decât atât, vorbim de zona istorică, ca să nu mai spun... O autorizație de construcție vorbim, exact, da? Exact, de autorizație de construcție, pentru că aici este problema, din punctul meu de vedere, cea mai gravă. A existat această autorizație nu, la bază? Nu, tocmai asta este, aici vreau să ajung. Ideea este că, pe lângă faptul că vorbim despre un imobil din zona istorică, ba mai mult decât atât vorbim despre catacombele orașului, care cu siguranță trebuie să aibă un alt regim. Sunt absolut sigur că acolo orice modificare care se aduce acelui încăpere, acelui imobil, trebuie făcut strict cu niște autorizații prealabile. Ca să nu mai vorbesc, în primul și în primul rând, trebuie consultată Comisia de Cultură, care dă un aviz favorabil sau nefavorabil cu privire la acest proiect. Eu nu am cunoștință așa ceva. Nu cred că, cel puțin eu nu am văzut așa ceva și nici colegii mei. Autorizație ISU? Cu atât mai mult. Ideea este că odată ce s-a făcut aceste dezvăluiri în spațiu public, imediat amuralul și-a închis porțile.
Și a închis porțile și... Numai o secundă, a închis porțile înainte de ședința de Consiliu? Da, sau... din ce am înțeles, chiar înainte de ședința de Consiliu Local, cu câteva zile, și a închis porțile și au venit în Consiliul Local prin acest proiect, susținut de către doamna viceprimar, au venit în încercarea de a solicita un acord, un parteneriat cu municipiul Brașov pentru acele catacombe unde dumneavoastră să desfășoare acea activitate. Ideea este că dacă la momentul în care dumneavoastră au intrat înăuntru și au să-și vizite aceste infracțiuni conform legii 50, vreau să vă spun că o infracțiune care ține de această lege nu se consumă imediat, cum este, mă rog, de ordinul penal de zi cu zi. Este o infracțiune într-o formă continuă. Această infracțiune se consumă doar în momentul în care instituția abilitată constată printr-un proces verbal de constatare și ca orice proces verbal de constatare, automat are două măsuri. Măsurile contravenționale, dacă se impun, și măsurile complementare. Măsurile complementare sunt acele care intervin asupra situației cu anumite remedieri. Nu știu, oprire de lucrare, desființare de autorizare, pentru că există și așa ceva, readucerea starei inițială, etc. E, în acel moment, forma continuă a infracțiunii se oprește. Problema noastră este că, în acest moment, nu s-a întocmit un proces verbal de constatare care să constate că acolo s-a desfășurat o astfel de activitate. Asta este prima latură. A doua latură, primăria Brașov, prin însuși doamna viceprimar, repet, o spun cu toată responsabilitatea, se vede clar lipsa de experiență și dorința de a face foarte multe, doar că deci trebuie să înțelegem că tot ceea ce trebuie să facem, noi trebuie să facem în limita legii. Nu putem să depășim cu nici măcar un milimetru această limită. Doamna Flavia Boghiu a fost la fața locului și practic a inaugurat deschiderea acestor catacombe. Dați-vă seama în ce situație a fost pusă instituția primăriei, vorbesc acum, din faptul că dumnea ei, prin însuși prezența dumnea ei în acel moment, practic a legalizat, să spun așa oarecum, această activitate. Nimeni nu și-a pus nici măcar o secundă întrebarea dacă ar avea sau nu ar avea autorizație funcțională acel spațiu. Dacă ne ducem mai departe cu discuția de ce a spus dumneavoastră referitor la ISU, ne aducem, mai bine nu ne mai aducem aminte de ce s-a întâmplat în perioada trecută. Eu, sincer, aici m-am gândit și m-a dus gândul direct la colectiv. Adică exact. Putea să se întâmple o altă nenorocire, da, fără autorizații, fără ISU, fără, da, absolut nicio autorizație la bază. Da. Deci, într-adevăr, se putea întâmpla orice nenorocire. Și să ținem cont că aceste catacombe sunt clădiri foarte vechi, pereții sunt umezi. Absolut. Eu mă întreb dacă cel care a făcut instalația electrică, vedeți, dacă era o firmă autorizată, mă întreb dacă există un acord, există un aviz din partea lor. Vedeți, aceste întrebări le avem și noi. Avem pentru faptul că, din păcate, în acest moment, în primăria Brașov, nu putem spune că există o transparență, cum de altfel ne-o dorim cu toții. Partenerii noștri oferă verbal pe Facebook faptul că primăria Brașov are transparență totală, domnul primar ține legătura cu electoratul foarte des prin intermediul acestor căi de comunicare moderne, dar din punct de vedere tehnic nu avem cunoștințe de o grămadă de lucruri care s-au întâmplat acolo. Ați văzut și dumneavoastră că domnul viceprimar Sebirusu a fost pus într-o situație delicată, a fost la un moment dat întrebat cine și cum a dat cheia pentru acel imobil. Faptul că acest serviciu a fost atribuit lui recent nu înseamnă că el are cunoștințe așa ceva. Să nu uităm că doamna Flavia Boghiu a inaugurat acele catacombe în urmă cu foarte mult timp. Da, și parcă domnul Sebirusu nu a fost acolo,
Nu știu de ce nu a fost acolo, probabil că avea anumite... Și eu, din toate acestea, ce trebuie să înțeleg? Eu, cetățenii, a venit Amural, a scos cheia din cui, bine, a intrat în catacombe, a deschis poarta, încasa 20 de lei pe bilet la intrare, da, deci a desfășurat o activitate comercială și toate acestea fără autorizație și fără ca cineva să se sesizeze. Trebuie să spun foarte clar și foarte răspicat. PNL, Partidul Național Liberal, nu face compromisuri. Nu se tocmește pe latura legală niciodată. Mai mult decât atâta, vă spun cu certitudine că viceprimarul Sebastian Rusu cu siguranță nu a acceptat să se ducă în arta compromisului. Drept dovadă, și în ultima perioadă au fost câteva discuții între el și domnul primar. Îmi pare foarte rău că lucrurile au decurs într-o zonă puțin negativă, începând de la acest punct 30, că practic de acolo, de la acel punct 30, lucrurile s-au dus într-o zonă... Domnul viceprimar a fost foarte revoltat în acea ședință. Mi se pare și normal. Chiar a menționat că el nu știe. Exact. Domnul viceprimar, cum această asociație a intrat în spațiul respectiv și chiar aș dori să urmărim o imagine video și să-l ascultăm pe domnul viceprimar ce ne spune în consiliul local. E regulă. Vă rog, deci domnule viceprimar sau domnul Manolache. Mulțumesc. Da, vis-a-vis de faptul că serviciul acesta SAPUC este în subordinea mea, este adevărat, dar totodată discuțiile pe aceste proiecte de evenimente, doamna Manolache, care este aici de față, șefa serviciului, a vorbit direct cu colega mea Flavia Boghiu. Eu nu am avut cunoștință de niciun fel de detalii despre acest eveniment și o să rog pe dânsa să confirme. Nu știu cum acea asociație a intrat în acel spațiu. De la noi nu a avut chei, din câte m-am interesat. Interpelarea dumneavoastră, domnule Pătrașcu, din păcate mi-a survenit doar în data de 11 sau 12 august, când am luat-o și am făcut hârtie către SAPUC și am pus urgent să vă formuleze un răspuns pe care l-am și semnat. Nu am ce detalii să vă dau și nu știu cum au intrat respectivii în acel spațiu. Eu nu am absolut niciun fel de cunoștință despre acest proiect. Nu am fost parte din discuții, iar dacă doamna Manolache a participat la aceste discuții cu doamna viceprimar, mă rog să ne dea aceste informații pe care eu efectiv nu le dețin. Chiar dacă dânsa este în subordinea mea, este oricând și la dispoziția doamnei viceprimar sau a domnului primar. Nu am de unde să știu toate discuțiile dacă nu-mi sunt aduse la cunoștință. Astfel că toate discuțiile purtate pe evenimente au loc la colega mea, la doamna viceprimar, și departamentele din subordinea mea participă, indiferent că vorbim de SAPUC sau de vorbim de salubrizare sau mai știu eu ce alte departamente. Așa că am să vă rog să, doamna Manolache, să dați dumneavoastră detaliile. Eu am constatat ce mi-ați sesizat. SAPUC a fost în... s-a deplasat acolo unde au observat că era închis. Și o să rog pe doamna Manolache să ne dea mai departe detalii. Eu vă stau oricând la dispoziție cu orice fel de informații pe care le dețin. Cele pe care nu le dețin, nu pot să vi le dau pentru că nu am fost parte din acele discuții. Și nu eu am fost cel care am ieșit cu acest proiect sau să vorbesc despre el. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, doamna Manolache, vă rog. Microfonul, vă rog. Ca urmare a solicitării Asociației Amural care a ajuns la noi în cursul lunii iunie, s-a făcut exact procedura despre care va vorbi doamna Boghiu. S-au analizat documentele înscrise și s-au căutat varianta legală pentru acel protocol. Ulterior au venit mai multe documente referitoare la acest protocol,
pentru întocmirea acestui protocol. Când am avut toate documentele necesare, am procedat la întocmirea acestui proiect de hotărâre. Nu știu cum s-a intrat în acel spațiu. Noi am fost la fața locului în data de 11, când nu se desfășura niciun fel de activitate în acel spațiu. Se aude foarte clar că domnul viceprimar Sebastian Rusu nu a fost consultat și nu avea cunoștința. Exact cum am spus. Adică, cu alte cuvinte, nu și-a dat acordul. Deci, domnul Sebastian Rusu, cu siguranță, nu și-a dat acordul și, bineînțeles, că nu a făcut niciun compromis. Și acum, mergând un pic mai departe, fiind la câteva zile după această ședință, am constatat cu stupoare, să zic așa, faptul că în perioada în care domnul viceprimar, fiind în concediu, nefiind în Brașov, dumnealui i s-au luat din atribuții, în lipsă, aș putea spune. Nu cunosc temeiul, bine, nu cunosc motivul, dar am o vagă bănuială că toate pleacă de la acest punct. Ori asta dă dovadă că în acest parteneriat pe care noi îl avem cu partenerii noștri, cu SRU, trebuie să avem un dialog, să avem tot tipul o colaborare, să fim deschiși, să comunicăm, pentru că astfel de lucruri care putem spune că aduc o, să zicem, o atingere de imagine Partidul Național Liberal, lovind în viceprimarul nostru, care, repet, nefiind nici în Brașov, nici măcar încercând să ai o discuție cu el, consider că nu mi se pare corect. Și, înainte de toate, de asta suntem parteneri, care de fiecare dată să avem un dialog, să avem o discuție, să dezbatem o temă cu pro, contra, să o argumentăm și, într-un final, să o materializăm. Ori noi am fost puși în fața faptului împlinit, atât noi cât și el. Astăzi, din câte știu, a fost prima zi de serviciu după concediu și a constatat de fapt oficial faptul că el, lui s-au luat aceste atribuții și sunt tare curios care a fost de fapt motivul. Și până la urmă, azi, noi știm cine le-a permis intrarea? Vedeți, deci vedeți, nici în ziua de azi nu se știe cine le-a permis, da, cine le-a dat. Constatăm că după atâta timp s-au luat niște măsuri și împotriva cui? Împotriva viceprimarului PNL, care nu a avut niciun fel de, n-a avut de a face cu absolut nimic cu acest serviciu. Ba mai mult, doamna viceprimar, încercând să fie foarte vocală în Consiliul Cal, pe mine, sincer, nu m-a impresionat, a făcut câteva afirmații, printre multe altele, și câteva nereale, și vreau să o corectez aici pe dumna ei, spus că a adus în patrimoniul municipiului Brașov aceste catacombe. Greșit. Eu am verificat în dosar, în Comisia Juridică, împreună cu domnul Roșu, care este colegul lor de la USR, am verificat excesul de carte funciară și, într-adevăr, era depus un exces de carte funciară recent, doar că acel exces de carte funciară nu era prevăzut doar pentru aceste catacombe. Ca să spui că ai făcut o lucrare, într-adevăr, de întabulare, cu expertiză, de valoare, de evaluare, habar n-am cum se procedează, cu o schiță care tu să încadezi în cartea funciară acel imobil. Nu, era un exces de carte funciară al unui areal. Adică, practic, tot dealul din spatele de după ziduri, zicem așa, fiind cuprins într-un exces de carte funciară, l-a folosit pe acela. Pentru că, dacă ați observat, la un moment dat intervine cineva în Consiliul Local și spune că, notat aici, s-a căutat varianta legală. Păi, mai puțin, noi căutăm varianta legală acum când venim să propunem în Consiliul Local acest proces prin care noi dorim să colaborăm cu Consiliul Local? Nu, varianta legală trebuia găsită înainte, nu acum. Ori acum, după toate aceste lucruri, sunt profund dezamăgit de decizia pe care a luat-o primăria Brașov, tăindu-i din atribuțiile viceprimarului. Nu cunosc motivul, sper ca să-l facă public, să ne spună de ce a făcut acest lucru. Și bineînțeles ne-a promis acest lucru. Da. Nu știu dacă știți, domnul viceprimar a declarat pentru o publicație locală, unde spune că l-am sunat pe domnul primar să-mi dea un punct de vedere, dar au trecut 2 ore și ceva de când l-am sunat și nu mi-a răspuns. I-am dat și mesaj text, dar n-a răspuns. Deci, nu știu ce să zic.
Se pare că a declarat acest lucru în conferința de presă. Mie mi se pare că e un lucru din nou făcut cât timp sunt eu în concediu și asta cred că arată mult despre principiile unui om și felul în care funcționează. Da, vedeți? Exact. La fel ne-a promis că o să revină și o să ne spună exact ce s-a întâmplat și ne-a promis că el cu siguranță niciodată nu o să facă ilegalități. Exact ce v-a spus. Puteam să pot să vă afirm cu tărie. Chiar spune că a deranjat. Vedeți, spune în felul următor, dacă acest serviciu mi-a fost luat din subordine, probabil și eu am deranjat, având coloană vertebrală și neacceptând să intre peste mine diversi ONG-iști să-mi ceară chei de la anumite proprietăți ale municipiului Brașov. Vă asigur că așa voi face și pe viitor. Nu vreau să mă compromit și nu vreau să fac nimic ce nu este legal. Lucru pe care nici nu l-am făcut. Exact cum am spus. Partidul deci Național... ca să zic că a încurcat pe cineva? Deci Partidul Național Liberal are niște principii de la care nu face rabat. Din păcate, partenerii noștri de alianță au numai sloganul cu care au venit în campania electorală, o țară fără hoție, o Românie fără hoție, de fapt, fără penal în funcție și așa mai departe. Nu vreau să intru în detaliile acum de echipa formată în jurul primarului și de tematicile pe care dumneavoastră le abordează, dar vreau să vă spun cu certitudine că viceprimarul nostru, Adrian, viceprimarul nostru, Sebastian Rusu, cu siguranță n-a făcut compromis, drept dovadă, fiind în concediu, i s-au luat aceste atribuții. Atunci, nu este, în primul rând, corect față de un partener și, în al doilea rând, cred că nici bărbătește, vorbind așa că vorbim despre doi oameni care ar fi trebuit să aibă dialog. Cu această ocazie lansez în direct invitația domnului viceprimar Sebastian Rusu și viceprimar Flavia Bughiu la o emisiune unde putem să dezbatem tot ce s-a întâmplat. Să vedem cine trebuie sau nu să-și asume ce s-a întâmplat. Da, cu siguranță. În orice caz, lista de legalități. Lista de legalități este. Da. La scurt timp după ce Asociația Mural a anunțat un alt eveniment, scriind pe pagina lor de Facebook, ieșim dintre ziduri, dăm arta jos de pe pereți, facem Festivala Mural, ediția 7-a. Festivalul a avut loc în perioada 26-29 august. Una peste alta a fost un festival reușit cu proiecții video impresionante, dar a stârnit și controverse. Știți despre ce vorbesc? Da, știu despre ce vorbiți. Despre acele goblenuri care au fost afișate într-o artă, nu știu, pornografic, aș putea spune eu, de acela vorbiți, nu? Da. Bun, haideți să începem altfel. Da. Această asociație care funcționează acolo este a doua oară când se face, practic eu am avut și o intervenție pe pagina mea de Facebook, a fost singurul loc unde m-am manifestat și am spus foarte clar că este pentru a doua oară când Amural se face foarte cunoscută în Brașov, printr-o altă gafă, să spun așa. Totuși, dacă ne întoarcem la prima gafă și am fi respectat legea, aș putea spune că putem să punctăm prevederile OUG 26, care coordonează activitatea asociațiilor. Și aici am un text de lege, am să-l citesc așa pe scurt. Articolul 14 spune foarte clar. Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectele propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, nu sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească decât după obținerea autorizațiilor respective. Adică, dacă această asociație a desfășurat o activitate care nu a fost autorizată conform prevederilor legale și face parte din obiectul ei de activitate, pe cale judecătorească, ea poate fi radiată. Bineînțeles că orice persoană interesată care face un astfel de demers în instanță poate să ducă în această zonă. Bun, dumneavoastră,
consilierii, ați făcut ceva de mers în privința asta? Eu am... Ați sesizat organele competente? Numai puțin. Eu, în calitate de consilier local, m-am manifestat în consiliul local. Am luat poziții publice. M-am manifestat pe pagina mea de Facebook, pentru că este și modern acum. Bun. Cine ar fi trebuit să se sesizeze? Păi, în primul și în primul rând, iar ne întoarcem la cel care a organizat evenimentul. Iar am constatat că doamna Flavia Boghiu a susținut cu trâmbițe acest eveniment și probabil că ea ar trebui să ne dea și anumite răspunsuri. Să ne spună în primul și în primul rând, bun, au primit acel spațiu ca să se manifeste Turnul Negru, unde au făcut această expoziție. Nu vă supărați, eu înțeleg, nu sunt un om, deci nu sunt specializat în materie de cultură și nu pot să mă pronunț la modul oficial, dar să mă ierte Dumnezeu, pot să văd porcările care au fost expuse pe acolo. V-am pregătit și... aici să le mai vedeți odată. Da, în primul rând, de la intrare, a fost foarte sfidător acel anunț făcut, bună, numele meu este Maria și îți ofer un show erotic de neuitat. În primul și în primul rând, vorbim de o perioadă în care venim imediat după o sărbătoare mare, da? În săptămâna Sfintei Marii, Brașovul se știe foarte clar că este protejat de Fecioara Maria, ori acest banner a deranjat foarte, foarte mult în această latură. Adică acest mesaj n-a fost chiar potrivit. Exact. Nu cred. Sigur, nu a fost bine primit de către mulți enoriași și nu numai. După care, ce, bineînțeles, ca să nu mai vorbesc, alte asocieri al mamelor noastre, al bunicilor noștri, bunicilor noastre, al fetelor noastre care poartă acest nume frumos și din păcate au fost asociate cu acel... Da, și intrarea, am înțeles că era liberă pentru orice categorie exact. De vârstă, nu? La intrare, fără supărare, eu am avut o discuție personală cu domnul Susanu și i-am transmis verbal faptul că acolo s-a desfășurat acel eveniment. Ori la intrare nu era... Cred că n-am menționat. Deci aceste opere, așa zise, opere de artă, au fost expuse chiar la Turnul Lemnarilor. Exact, da? Exact. Am spus acest lucru. Da, adică, au început într-adevăr să curgă comentariile pro și contra din partea cetățenilor. Unii erau scârbiți de ce au sigur văzut, alții criticându-i pe cei pur scârbiți și simplu, și brașovenii că au nu fost, înțeleg arta. Brașovenii, din punctul meu de vedere, au fost jigniți cu acest tip de eveniment. Chiar dacă doamna Flavia Boghiu dorește să promoveze fel și fel de evenimente culturale în Brașov, cu siguranță acest lucru nu putem să spunem că face parte dintr-un eveniment cultural emblematic pentru Brașov. Nu zic, nu poate, că sunt anumite locații special amenajate unde pot să dezvolți și o astfel de, nu știu, artă, să-i spun așa, dar nu într-un spațiu public unde au avut acces acolo toată lumea, fără o limită de vârstă, fără a fi atenționat înăuntru. Este o expoziție de o anumită natură și se limitează accesul persoanelor sub vârsta de. Ok. Și în primul și în primul rând, Turnul Lemnarului face parte din fortificațiile Brașovului. Ca să nu mai vorbesc respectiv din zidul de apărare a cetății, sigur de unde da. Au fost prezentate în mare parte lucrări de artă populară înainte. Sigur că da. Vedeți, aici ne ducem la gândul că brașovenii au fost jigniți prin aceste exponate. Acel imobil are un regim special. El este registrat ca un monument, el este registrat ca un muzeu. Tu nu poți să vii să faci... Știți la ce mi-am adus aminte când am văzut aceste exponate? Nu știu dacă mai știți, țineți minte, în urmă cu aproximativ 10-12 ani de zile a fost un astfel de scandal similar, dar poate mult mai dur, referitor la cetatea din Râșnov.
unde și acolo consilierii locali de la vremea respectivă s-au zbătut ca să-și retrocedeze cetatea, să o ia, să o preia în administrare, pentru că era acolo o persoană juridică care ducea acele activități și se făceau diferite filme de diferită natură. A fost foarte mediatizat la vremea respectivă. Exact cu gândul la acele vremuri m-am dus și am zis, nu se poate la atâția ani după să ne întoarcem efectiv așa în timp. Eu înțeleg deschiderea pentru nou, pentru, dar nu așa, nu la modul acesta. Consider că s-a făcut o gafă majoră și eu aștept ca doamna viceprimar sau organizatorul sau împreună cine a susținut acest proiect să vină public și să ceară scuze în fața brașovenilor. Cred că ar fi o modalitate în care s-ar putea lua totul de la zero, să zicem așa, și poate că populația ne-ar accepta, alții nu, depinde. Dar așa ceva este de neiertat. Sincer, imaginea nu mai au, adică, nu știu, ce aș putea să aduc eu ca și argumente, imaginea spun totul. Domnule Chiricheș, pe pagina dumneavoastră de Facebook ați avut un mesaj pentru cine era adresat și vă rog, dacă doriți, puteți să transmiteți în direct. Da, acel mesaj l-am postat exact în ziua în care am aflat, am fost foarte deranjat în acel moment, pur și simplu nu vreau, mi-a fost greu ca să accept că s-a întâmplat așa ceva și mesajul era adresat organizatorului și celor care au susținut organizatorul. Mai exact le-am cerut ca să închidă imediat această expoziție și să elibereze spațiile de îndată. Vreau să vă spun că, într-adevăr, când e vorba despre un parteneriat, pentru că noi primăria am fost parteneri cu dumnealor în organizarea acelui eveniment, nu știu dacă domnul primar este mulțumit de imaginea care a avut-o Brașovul și primăria Brașov ca și partener. Să nu uităm că noi am susținut atât financiar un eveniment cultural în Brașov, care pe mine personal m-a dezamăgit total. Oricum, pe viitor, eu în Consiliul Local sunt în Comisia Juridică. Am să fiu foarte atent și am să le cer colegilor când se vor mai organiza astfel de evenimente culturale, indiferent de natură, care noi, Primăria Brașov, suntem parteneri și nu numai, să cerem de fiecare dată un punct de vedere al Comisiei de Cultură. Cred că dacă s-ar fi cerut un punct de vedere al acestei instituții, nu s-ar fi ajuns aici. Iar ne ducem în zona în care se vede foarte clar și este foarte elocvent lipsa de experiență, lipsa de comunicare, lipsa de transparență care este în acest moment în Primăria Brașov și, drept dovadă, acest eșec care este urmat de un alt eșec. Sper ca să ne oprim odată pentru totdeauna și să tragem o linie, să vedem unde ne suntem în acest moment, ce dorim să facem și să ne punem totuși la masa discuțiilor pentru lucruri serioase. Să uităm că suntem parteneri și avem câteva obiective importante în Brașov. Vreau să vă spun că revin la discuția inițială de la începutul emisiunii și am spus că am acceptat să vin în Consiliul Local tocmai pentru a susține marile proiecte de anvergură. Aici vorbesc de spitalul, deci avem nevoie de acea investiție. Da? Vorbesc după aia de spitalul de boli infecțioase. Tu trebuie să vii aici, să te zbați, să găsești formulele necesare. Cred că domnul primar ar avea multe de învățat de la partenerii lui de alianță. Ar trebui să ia exemplu puțin ce se întâmplă la județ. Uitați-vă puțin ce investiție se face la județ. Vorbim de aeroport. Eu vă spun acum, dacă mâine se deschide aeroportul, ca și infrastructură, de aici, din platoul dumneavoastră de emisiune, cum ajungem la acest aeroport? Blocați. Da. Vedeți, noi trebuie să ne pregătim. Aici trebuie să venim. Să venim constructiv, cu proiecte concrete, pe care să le arătăm, să le punem pe masa brașovenilor, să le explicăm, să le spunem pentru ce cheltuim banul public. Nu vă supărați. Costurile pentru așa ceva, pentru această promovare culturală, nu știu exact suma, dar mi se pare ceva de neacceptat.
Da? Și atunci noi trebuie să ne pregătim pentru Spitalul Județean sau, mă rog, discuțiile cum sunt pe marginea lui, să ne pregătim pentru Spitalul de Boli Infecțioase. Aici trebuie să pregătim un studiu de fezabilitate. Să uităm că Ministrul Sănătății ne-a spus, trebuie să deci noi avem un studiu de prefezabilitate și ni s-a atras atenția, trebuie să depunem un studiu de fezabilitate. Noi trebuie să-l facem, să-l pregătim. Acum, în toamnă, se vor închide listele. Noi nu știu dacă avem procedura făcută la așa ceva. Ar fi păcat ca noi, Brașov, să nu fim printre cei selectați pentru această investiție. Absolut. Da? Absolut. Deci aici trebuie să ne concentrăm, să trecem peste aceste mici șicanări. Șicanări, să le spunem. Mă, nu știu dacă sunt șicanări. Sunt ambiții de, repet, ne ducem exact în zona unde se vede clar lipsa de experiență. Vorbim de proiecte micuțe, de chestiile acestea. Tu când vorbești de un parteneriat PNL-USR, propunem oamenilor și oamenii au așteptări mari de la noi. Absolut. Da? Suntem la guvernare chiar și în acest moment și suntem parteneri chiar și astăzi, în ciuda discuțiilor de la București. Deci noi trebuie să venim altfel, pe fondul unor alte lucruri, nu pe lucruri de, sincer, pierdere de timp, să zic așa, dar care, din păcate, au afectat imaginea noastră. Domnule Chiriche, sperăm să aveți un deznodământ, să afle și cetățenii până la urmă dacă a fost legal sau dacă a fost ilegal, să aflăm și noi ce se întâmplă în orașul nostru. Cu siguranță o să aflăm. Și să ne bucurăm, poate, da, pentru un viitor mai bun. Da. Cu siguranță timpul le va rezolva pe toate și se va demonstra foarte clar care a fost eroarea, cine a produs eroarea și care a fost, știți cum este principiul acelor rotițe. O rotiță mică angrenează una mai mare și tot așa. Eu ce pot să spun brașovenilor, nu vă pierdeți nădejdea că totuși nu vrem să facem lucruri bune. Încercăm ca împreună cu partenerii noștri să-i aducem în zona în care ne-o dorim, în zona de infrastructură, unde este necesar să ne consumăm toată energia noastră, indiferent pro sau contra, și sper ca la următoarea emisiune, cum o veți chema, să avem vești mult mai bune. Drag. Vă mulțumesc foarte frumos că ați acceptat invitația noastră și vă dorim să rămâneți om între oameni. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. O seară plăcută.